Bună, dragii mei, încerc să mă filmez cu telefonul pentru că urmează să plec. Voi pleca și mă voi întâlni cu două prietene dragi de aici de pe YouTube, Diana Andronic și Adina Adam de la For Your Face. O să las oricum link-urile în căsuța cu descrieri. Ne-am decis noi să mergem la Mini Pri, mă rog, de mult vorbim noi de Mini Pri, dar nu am ajuns. Și acum ne-am decis să mergem toate trei la Mini Pri, să vedem ce găsim pe acolo și apoi să mergem să bem un suc și să mai stăm de vorbă ca fetele, să plănuim una alta, să spun așa. Da, mergem la Mini Pri, de fapt merg să mă îmbrac, să-mi prind părul că nu prea stă bine și ne mai aranjăm ce mai facem. O să vină Adina să mă ia de acasă și mergem la Mini Pri. Yay, sunt super încântat! Că tot n-am făcut pe aia, dar... Bună! Bună, Adina! Ești fericită de cumpărăturile pe care le-ai făcut la Mini Pri? Da, da, sunt. Sunt ușor dezamăgită de prețuri și de ce am găsit, dar totuși este bine. Hai să vă arăt rapid ce am luat de la Mini Pri. Pentru că am fost și ne-am plimbat și ne-am uitat și așa mai departe. Mare lucru nu am găsit, da, și ăsta e cablul de la încărcătorul meu, mare lucru nu am găsit. Adina și-a găsit niște plovărașe, dar o să facă și ea un clip și o să-l vedeți. Diana nu și-a găsit nimic, din păcate, dar eu nu mă puteam abține și mi-am cumpărat niște cercei. Aceștia, 3 pere cu 16 lei, mi s-a părut un preț foarte bun și uitați ce frumoși sunt. Sunt așa tip scoică. Da, foarte frumoși, mi-au plăcut. Mi-am mai luat perechea asta, a fost doar 9 lei. Și are așa pietre. Da, foarte frumoși. Și încă o pereche pe care i-am pus într-o punguță pentru că deja i-am probat și i-am scos de pe cartolina asta a lor. Așa. Și ăștia tot 9 lei, mi s-au părut niște prețuri foarte bune și au niște cercei frumoși, deci aș fi cumpărat mai multe perechi, dar am zis, băi, hai să mă opresc, că cheltui tot bugetul. Și cam așa arată, da? Străluțe așa. Foarte finuți și foarte bine vin în urechi și au așa o sclipire frumoasă la lumina becului, ca și aceștia de altfel. Deci astea le-am luat la capitolul accesorii. Haideți că l-am curățat puțin, că îmi stătea pe creier, pe bune, adică nu-mi plăcea deloc cum arăta. Și l-am curățat și acum arată cam așa. Zic eu că e mai bine, dar cred că este tipul de palton care ia foarte multe scame pe el, fiind din lână. Așa cred. Dar oricum arată mult mai bine, pentru că i-am dat cu rola aia de mai multe ori. Și cum spuneam, așa arată mânicile. Ei, uite, pe aici trebuie să-i mai dau cu rola. Da, mă rog, îmi plac foarte mult florile astea de la mâneci și pentru astea mai mult l-am cumpărat, mi s-a părut așa feminin. Eu am și niște mănuși roșii, am și o băscuță roșie, am și o căciulă roșie, adică și fular roșu, deci am cu ce să asortez. În rest, mi-ar plăcea să mai vorbesc așa mai mult cu voi, dar din păcate mare lucru eu nu am mai făcut și am stat mai mult pe acasă, na, lucruri de genul. Ce vreau să vă mai spun, că am fost cu fetele apoi și am mâncat la un local acolo în Otopeni. Diana ne-a dus, că eu una nu știam de el. Foarte bună a fost mâncarea, mi-a plăcut, am luat niște paste și chiar au fost super delicioase. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez despre Mini Pri ar fi că eu, chiar dacă vă arăt ce am cumpărat de acolo, probabil nu o să mai găsiți, pentru că la Mini Pri în general este
o singură bucată, una, două bucăți. Adică nu au, ca în magazinele fizice, mărim, dacă îți place ceva, mărim de la XXS sau până la XXL. Nu, la mini prii căsești o bucată dacă ai noroc să fie mărimea ta bine, dacă nu, iarăși bine. Așa că degeaba vă spun eu acum, vă arăt ce am luat și vă spun și prețurile. Orientativ poate așa să vedeți cam care-i treaba. Dar trebuie să mergeți acolo să vedeți exact dacă vă găsiți ceva. Neața, dragilor, vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Elefant, pentru că am cumpărat 3 cărți și mi-au ajuns în dimineața aceasta și vreau să vi le arăt. Prima carte pe care am cumpărat-o este aceasta, Cuvinte care schimbă minți. Spune aici, stăpânește limbajul de convingere. Eu am luat-o din pură curiozitate, o aveam de mult pe listă și nu o cumpărasem până acum, așa că am zis să o cumpăr și să o citesc, da? Cam așa este și spatele. Nu mai știu exact cât a fost aceasta, o să vă las prețul pe ecran. A fost undeva 15 lei aceasta, a fost între cele mai ieftine dintre cele pe care le-am cumpărat. Apoi am mai cumpărat una sau nu, aceea a fost mai scumpă, vreo 20, nu mai știu, asta știu sigur că a fost vreo 18. De la acest autor eu am citit cărțile acelea 3 cu conversații despre conversații cu Dumnezeu sau ceva de genul se numesc. El scrie foarte mult despre Dumnezeu și despre relația sa cu acesta. El, mă rog, spune că într-o seară, de fapt în mai multe seri, Dumnezeu venea și îi vorbea și el pur și simplu scria tot ce îi spunea Dumnezeu. Pe acest lucru se bazează cele 3 cărți, Conversații cu Dumnezeu. Acum nu știu, vorbea, nu vorbea cu Dumnezeu, chiar era Dumnezeu sau doar eul său, dar sunt foarte interesante aceste cărți. Părerea lui este interesantă, să spun, despre religie și despre Dumnezeu. Am înțeles că această carte ar fi o carte destul de controversată. Nu știu să vă spun, o să o citesc și o să vedem. Deci ea se numește Ce vrea Dumnezeu. Vedeți, uite, spune și aici Conversații cu Dumnezeu, da, pentru că tot el le-a scris și, mă rog, are mai multe cărți despre Dumnezeu. Vedeți, aici le are enumerate. Editura este Foliu, doar această editură am observat că a tradus cărțile la noi în România, pentru că el este un autor american, parcă, câte țin minte, așa arată tipul. Și o să citim și această carte, chiar sunt curioasă ce ne spune. Oricum, cărțile scrise de el se citesc destul de ușor, nu are un, cum să spun, cuvinte complicate sau sunt cărți ușurele de citit și merge destul de repede citirea lor. Iar ultima carte pe care am luat-o, pentru care am și plasat această comandă, și asta a fost vreo 30 ceva de lei, a fost cea mai scumpă oricum, se numește Jurnalul Anei Frank. Ana Frank a fost o fetiță, poate mulți dintre voi ați auzit deja despre ea. Oricum, vreau să fac un clip pe baza acestei cărți, o să o și citesc și apoi o să fac clipul. Chestia este că în cartea asta, din câte am, eu nu am citit cartea, dar am știu despre existența acestui copil geniu, pentru că ar fi fost geniu zilele noastre dacă ar fi mai trăit. Cartea aceasta, jurnalul acesta, din câte am înțeles, ea privește lumea într-un mod pozitiv, cu toate că ea trăia o adevărată dramă, să spun așa, faptul că era de religie evreu și familia ei, toți erau evrei și, bineînțeles, știți și voi ce s-a întâmplat cu evreii în acele timpuri. Din câte am înțeles, jurnalul se termină într-un mod destul de urât, să spun așa. Se termină cu una din zilele în care ea a scris
Și după aia nu mai are continuare. De ce nu mai are continuare? Pentru că ei au fost prinși, ea și părinții ei, și au fost uciși. Mă rog, vreau să o citesc pentru că, după părerea mea, această carte stă la baza cărților de dezvoltare personală. Eu sunt de părere că toate aceste lucruri legate de dezvoltare personală, care o scrie câte unul care, cum să spun, a trăit în puf până acum, dar și-a găsit iluminarea el așa brusc și a scris o carte de dezvoltare personală, pentru mine nu au valoare aceste cărți. O spun cu toată sinceritatea, puteți să gândiți ce vreți. Asta e părerea mea. Pentru mine adevărata valoare stă în cărți ale unor oameni care au trecut prin dificultăți și totuși în acele zile grele cu dificultate și-au găsit speranța și au reușit să trăiască mai departe. Da? Dar o să citesc cartea și o să discutăm despre tema asta, despre cum văd eu lucrurile, despre dezvoltare personală și despre mulți youtuberi care vorbesc despre dezvoltare personală, dar habar n-au. Așa, da, am fost răutăcioasă acum, dar ăsta e adevărul. Aici priveam eu, dimineața mi-a apărut o imagine când am deschis calculatorul cu o gară foarte frumoasă. Stați să vă arăt și vouă, să ne îmbogățim un pic, să zic așa, privirea. Această gară, da, ia să mut un pic, care arată superb, da? Ia uitați arhitectura aici. Și am aflat că se află în Belgia și în orașul cu acest nume de aici, da? Antwerpen, sper că am citit corect, posibil să nu fi citit corect, dar nu contează. Important este să ne bucurăm privirea și să știm unde este această gară frumoasă. Poate într-o zi vom vizita și noi aceste locuri minunate. Nu se știe, nu? Bun. O să mai vorbesc cu voi, dar am încheiat cu haulul de cumpărături de la Elefant. Mi-am făcut un ceai de la Lidl, mai exact așa se numește, Happy Soul, și este acesta cu portocale și spune aici că ar avea și vitamina C. Și cam așa arată destul de roșu a ieșit. Mi-am pus și o linguriță de miere, puțină lămâie, așa ca de vremea asta urâtă, să spun. Așa arată, vin individual. Și cutia asta de ceaz e undeva până 5 lei. Da, să știți voi așa pentru voi că este foarte, foarte bună. Și la un ceai bun merg și niște biscuiți buni. Aceștia sunt de la Lidl, sunt cu unt. Da, sunt foarte buni, să știți. Două pachete am dat undeva la 5 lei. Cu ceai merg perfect. Filmare, ce culori! Dracu! Mi se pare mie sau e ce mai rău? Până, e mult până aș dă drumul, știi? Până începe cu glumele. Dar mie îmi plac glumele astea. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Multe, 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 multe. Și pe Nicoleta în mop, mop, mop. Nicoleta care se strâmbă constant.
Ia uite cățelul ăsta ce tare. Ia uite-l pe ăsta, Regina. Cățel Regina. Cum așa ceva? Queen of Scots. Și aici încă un cățel. Un cățel. Oh, uite ce drăguț e ăsta. Deci îmi plac decorațiunile astea foarte mult. Foarte frumos. Bun. Ia să-i pun eu telefonul aici. Stă? Cât de cât? Hai că stă și mă vedeți cât de cât. Încerc și eu așa cu ce am să fac. Încerc să fac din ce am, cum s-ar spune. Ce vreau să vă spun? Astăzi am fost plecată și mă rog, o să fie un scurt vlog aici pe canal, o să vedeți. Am fost puțin plecată pe afară, puțin mai mult, vreo câteva ore mai exact. A fost o vreme foarte frumoasă, foarte cald și m-am întâlnit cu Nicoleta Stănciucă, care are și ea un canal de YouTube și probabil deja o cunoașteți oricum. O să vă las link către canalul ei. Și m-am mai întâlnit cu Eugenia, prietena noastră comună, pe care o luăm mereu cu noi pentru că este om de bază când vine vorba despre fotografie și este o fată minunată. Bun, și toate trei așa am mers și trebuia să vină și Georgiana, pentru că și pe ea, știți, vă amintesc și de ea mereu, dar mă rog, a avut ceva treabă și n-am putut să mai vină. Și da, am fost toate trei la grădina botanică să ne facem poze de toamnă. Au ieșit poze foarte frumoase, dar n-am avut mai multe ținute sau chestii de genul. Nu, cum am fost îmbrăcate, ne-am plimbat pe acolo și am făcut și niște poze în grădina botanică și am mai mers apoi la cinerie, la cineria Infinitea sau cred că ceva de genul se numește, sper să nu spun o prostie, dar este un loc super renumit aici pe Instagram și pe YouTube, sunt tot felul de vloguri de acolo. O să vă las oricum denumirea undeva aici sau o să vă las link către acea cafenea, cafenea Doamne, cinerie. A fost foarte drăguț, foarte drăguț locul în sine, obiectele care se aflau acolo în cinerie erau superbe, superbe, mesele, ceșcuțele, chestiile de ornament, mobilierul din interior, superbe toate. La capitolul cafea, am luat câte o cafea, mi s-a părut că este din aceea, am luat un 3-in-1, dar acolo scria că este cu cafea făcut de ei, să spun așa, nu, mie mi s-a părut că e un 3-in-1 banal din acela la plic, din acela de la Nespresso sau ceva de genul se numește, nu vine, ați înțeles voi ce vreau să zic, și am mai luat un ceai care ăla, da, a fost bun, dar ceai, nu vă imaginați că ceva wow, și mâncare a fost și aceea foarte bună, oricum o să vedeți imagini. Deci una peste alta a meritat, nu știu dacă aș mai merge neapărat a doua oară, probabil aș mai experimenta și alte locuri din acestea drăguțe, dar una peste alta a meritat și a fost o zi foarte frumoasă, pentru că ne-am plimbat, ne-am făcut, să zic așa, de cap, ne-am plimbat, ne-am făcut poze, am vorbit, ceea ce ne-a plăcut foarte mult și ne-a prins foarte bine. Și am venit acum acasă, este ceasul deja 5 aproape. Bine, am ajuns la un 4:20 acasă și mi-am cumpărat o lumină, un ring light. De-abia aștept să-l montez, să-l desfac, să văd cum este. Sper să fie exact ce îmi trebuie mie. Bun, mai vorbim, dragilor, vă pup!